Vicecampioana mondială la lupte, Alina Vuc, a demonstrat că se descurcă nu numai pe saltea, ci și cu mingea mică pe semicerc. La antrenamentul handbalișilor de la Steaua, Javier Rumeci și Andrei Mihalcea i-au făcut cu greu față în apărare, iar portarul Tudor Sănescu a apărat tot ce a putut. Alina a arătat că știe să arunce la poartă, poate face o depășire, dar la televizor altul este sportul ei preferat. Am jucat și eu puțin handbal în școala generală la echipa școlii, dar o perioadă destul de scurtă pentru că nu făceam față și antrenamentelor de lupte și antrenamentelor de handbal. la televizor ce sport îți place să vezi? Box. Îmi plac sporturile de contact. Eu făcând categorie mică, bineînțeles că îmi plac cei de la categorie mică. La derbiul handbalului românesc de miercuri din etapa 8 a Ligii Zimbrilor dintre Steaua și Dinamo, vicecampioana mondială Alina Vuc va da lovitura de start a partidei, iar apoi își va încuraja colegii de club din tribună. Vă aștept miercuri la sala Concordia din Chiajna, la derbiul de handbal Steaua Dinamo Forța Steaua